cred că una dintre cauzele eșecului ar putea fi și faptul că ne e frică să fim ridicoli, ne e frică de penibil. În momentul în care, de exemplu, îți asumi un rol în societate, vrei să schimbi ceva, ai o idee extraordinară, care ție ți se pare extraordinară, dar celorlalți li se pare ridicolă, nu ai curajul ca să treci printr-o perioadă în care să zică: Doamne, ce face fata asta? E penibil. Cine face așa ceva? Uite, mie asta mi s-a întâmplat, de exemplu, în momentul în care m-am mutat de la București la Ploiești. M-am dus la Ploiești și mi-am dorit să fac un blog de modă. Ăsta a fost primul meu proiect pe care l-am gândit. Oamenii au etichetat greșit lucrul ăsta, pentru că eu, cred că 4 ani de zile, m-am fotografiat în fiecare zi cu o ținută diferită și o ceașcă de cafea în mână. Oamenii se gândeau că nu am expertiză, că nu am studii în domeniu, că de ce fac asta? Ei bine, pentru că mi-am dorit și pentru că nu mi-a fost frică de acest eșec temporar despre care vorbeam, m-am perfecționat, m-am dus și mi-am făcut o școală de modă, m-am dus și am dezvoltat și o afacere între timp și am zis că la un moment dat cei care contează vor vedea ce e în spate. Și lucrurile s-au întâmplat, într-adevăr, a trebuit să aștept. Am așteptat 4-5 ani ca rezultatele să vină și am așteptat 4-5 ani ca oamenii să creadă că ceea ce făceam eu la momentul respectiv nu era penibil, nu era superficial, era doar o etapă a unui succes care va avea să vină, dacă îmi permite să spun asta. Cred că eșecul poate fi depășit printr-un motto foarte simplu și foarte des întâlnit la noi, la români: să faci rai din ceea ce ai, să te gândești în momentul acela al vieții tale cu ceea ce ai, ce poți să faci să-ți fie bine psihic, astfel încât să mergi mai departe. Cred că nicio carte motivațională nu ne poate ajuta să ne depășim propriile eșecuri. Cred că puterea vine din interior și vine din tăria cu care ne dorim să reușim un anumit lucru. Poate, nu știu, e vorba tot despre visurile cu care începusem această emisiune. Cât de mult îmi doresc să ajung acolo? Dacă răspunsul este foarte mult, cu siguranță vom găsi în interiorul nostru forța de a merge mai departe și de a ne reinventa.